Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere, dar altfel, nu cu cărți, decât... Am un set de cărți special, dar pe care îl voi asorta cu texte din Biblie, așa cum v-am mai obișnuit, sper, pe unii dintre voi. Cred că e al treilea gen de etalare inspirat din Biblie și sper să continuăm. Astăzi, pentru că sărbătorim adormirea Sfintei Maicii Domnului, aș vrea să ne concentrăm mai mult pe Noul Testament și să vedem ce mesaje primiți unii dintre voi. O să încerc la fiecare mesaj să vin cu, nu știu, un mesaj în aceste de cărți care ați văzut în ultima vreme, este foarte inspirant, nu doar colorat, artistic, dar are și mesaje luminoase, care împreună îmi doresc să vă lumineze pașii în această perioadă sau când ascultați voi, când va fi, că poate unii veți asculta la anul, nu contează, sau veți asculta de mai multe ori de-a lungul anului și veți alege numere diferite sau vă veți reaminti că există această etalare și veți reveni și veți reasculta ce vom primi ca și mesaje. Am pregătit, să zic, 4 opțiuni care să vă ajute în alegerea numărului, să zic. Primul este acest medalion inspirat din floarea de crin, care de fapt o reprezintă pe Fecioara Maria. O variantă, da? Mai multe simbolistici, dar unul din simbolurile acestei flori de crin este și, da, Fecioara Maria. Cum să vedeți, da? Numărul 1. Ok. Numărul 2. Îngerașul. Ca unii dintre voi. Mai ales și care nu manifestați comentarii negative. Da? Acesta este îngerașul. Numărul 3. Ia să vedem. Această cruce superbă. Medalion în formă de cruce. Și numărul 4 ar fi crucea aceasta. Am încercat să caut simboluri care țin de religia noastră ortodoxă. Pentru că citim din Biblie. Dacă citeam din altă parte, căutam simbolistică spirituală mai largă, dar am vrut să rămânem totuși în zona aceasta. Da, haideți să vedem. Pentru primul număr, sau nu, mai întâi căutăm citatul și apoi tragem cartea, vedem, da? Doamne ajută, va trebui să-mi pun ochelarii să citesc. Sper să nu mă întrerup, că nu i-am schimbat încă, dar vedem. Dacă mi se vede limba albastră, să știți că se vede albastră din cauza că am luat septosol. În fine, haideți să vedem primul număr. Cei care ați ales floarea de crin, da? Ce mesaj primiți din Noul Testament. Și mă uit la voi. Numărul 1. Vai, ce superb! Și aveți numărul 9, număr spiritual. Da, sper să pot să văd ca lumea și să nu mă întrerup. Am zis că trebuie să-mi schimb ochelarii. Deci, este vindecarea unui orb din naștere. Vă deschideți eventual al treilea ochi, începe să vedeți lucrurile și chiar dacă nu e al treilea ochi, începe să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă profundă, spirituală. Puh, ce stare! Deja am, numai că am citit acest titlu, am niște fiori. Să vedem cum reușesc să-l citesc. Și pe când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Unii ucenicii lui l-au întrebat zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, ca să se facă minunea. Wow, ce mesaj! Adică de multe ori suferim ca să ne alchimizăm, ca să ne regăsim credința și să ne realchimizăm și apoi să transmitem mesajul prin transformarea noastră. Uai, ce mesaj ați primit! Continui. Deși o să pun ca să citiți și voi acasă din Biblia voastră. Mai.
cât este ziua, trebuie să împlinesc lucrările celui care m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Spunând acestea, a scuipat pe pământ, o să vorbim o dată și despre asta, și a făcut tină din scuipat și s-a uns și i-a uns cu ochii din tina aceasta. Și a zis, du-te și spală-te în scăldarea Siloamului, care înseamnă trimis. Trimis. El s-a dus, a spălat și s-a întors văzând. Vecinii și cei care îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau, nu este acesta cel care ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el zicea, eu sunt. Deci au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, un om care se numește Iisus a făcut asta. Un om care se numește Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și am văzut. Unde este omul acesta? L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte și era o zi de sabat, când Iisus făcuse tină și deschisese ochii. Deci fariseii l-au întrebat și ei, cum și-a căpătat vederea? Și el a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Deci, unii dintre farisei ziceau, omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb, tu ce zici despre el, că ți-a deschis ochii? Este un proroc? Le-a răspuns el. Este un proroc. Iudeii, deși n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, până n-au chemat pe părinții celui care își căpătase vederea, nu s-au lămurit. Și au întrebat zicând, acesta este fiul vostru despre care spuneți că s-a născut orb, dar cum vede acum? Părinții lui au răspuns și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar acum vede, sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el sigur poate vorbi despre ce-l privește. Părinții lui au zis aceste lucruri, poate că se temeau de iudei, căci iudeii se învoiseră ca, dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. E major, da? Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns, deci, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu că eram orb și acum văd. Iarăși l-a întrebat, cine ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, la răspuns el. Și n-ați ascultat. De ce voi să auziți încă o dată? Voi să deveniți și voi ucenicii lui? El a întrebat și au zis, tu ești ucenicul lui, dar noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde vine. Aici este lucrul minunat, a răspuns și l-a zis omul acesta, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta l-ascultă. Logic, nu? De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Și așa mai departe. Mai sunt câteva versete, nu vreau să mă lungesc prea mult. Este superb acest citat, această poveste, această, nu e poveste, întâmplare. Reală, eu cred în ea. Haideți să vedem și ce am zis că iau totuși, trebuie să mă țin de cuvânt. Iau un mesaj în această set de cărți. Și meditați
Și reveniți, că este foarte puternic acest mesaj. Numărul 1. Mesaj pentru numărul 1. Suplimentar. Foarte frumos. Foarte frumos. Și interesant că și ochelarii mei încă mai necesită niște ajustări. Am încercat să-i repar, dar încă mi-alunecă. Apropo de vedere. Dar să nu judecăm. Să nu judecăm, pentru că nimeni nu vede în totalitate decât Fiul lui Dumnezeu. Știu că sunt dezbateri pe acest subiect, dar chiar dacă suntem fii ai Lui într-un fel, prin credință, prin faptul că suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui, există diferențe. Există diferențe. Haideți să vedem un mesaj pentru numărul 1. Am tot stat de vorbă cu voi. Un mesaj. Dumnezeu. Da, Sfântul Duh. Pentru numărul 1. Hai să vedem. The communal dance. Dansul comunității sau comun. Deci, acest mesaj, știu că l-am citit de curând din carte, ține de implicarea voastră în comunitate. Becoming. Becoming, apropo de transformare, da? Vă transformați. Apropo că începe să vedeți, într-un fel sau altul, primiți niște semnale. Chiar și acesta este un semnal că începeți să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă profundă, din suflet, da? Și aveți acces la alte dimensiuni. Nu musă, nu vorbesc de dimensiunea acelea 5D, nu. Alte dimensiuni ale aceleași dimensiuni în care suntem, da? Pentru că suntem în 3D și atunci nu vedem doar din plan, da? Trebuie să vedem din mai multe unghiuri și de-abia atunci când avem acces la întreaga dimensiunea noastră putem să mergem mai departe, să ne urcăm, da. Ei, și ce înseamnă acest mesaj? În momentul în care primiți lumina, puteți să intrați în comuniune cu cei care au primit și să creați o legătură și să transmiteți, nu doar să creați legătură cu cei care sunt asemeni voi, vouă, asemeni vouă care vă transformați, adică noul eu, da? Și aveți o datorie de a împărtăși. Apropo de ce a făcut, de ce i s-a spus acestui orb, n-a păcătuit nici el, nici părinții, așa a fost dat, ce fior, ca să transmită mesajul mai departe, prin miracolul care s-a produs prin el. Doamne, felicitări, numărul 1, felicitări. Hai să vedem. Mora, te rog frumos să stai cu minte, da? Hai. Acum, luăm numărul 2. Cei care ați ales, ce-am zis, îngerașul, care e îmbrăcat astăzi pe nuanțe de mov ca și mine. Adică eu sunt îmbrăcată ca și el astăzi. Deci, numărul 2, mesaj de la Sfântul Duh. Wow, ce mesaje primim astăzi. Sutașul Corneliu. Vă cheamă Corneliu? Cornelia? Pe unii dintre voi? Poate nu este atât de important. Ideea este că și voi aveți o misiune foarte specială. Nu o să citesc întreaga poveste. Vă las pe voi să o continuați. Este din Faptele Apostolilor, capitolul 10. Citesc o parte. Vă las pe voi să descoperiți finalul cărții sau capitolului sau poveștii sau întâmplării. De zice așa. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din cohorta numită Italiana. Poate sunteți în Italia unii dintre voi. El era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Făcea poporului multe milostenii și se ruga mereu lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o viziune pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a zis, Corneliu. Iar Corneliu, uitându-se țintă la el și fiind foarte înfricoșat, a zis, ce este, Doamne? Și îngerul, ce frumos, foarte deja în fior, îngerul, i-a spus,
rugăciunile și milostenile tale s-au suit ca aducere aminte înaintea lui Dumnezeu. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un oarecare Simon, un tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, a chemat pe doi dintre servitorii săi și un ostaș cucernic dintre aceia care erau mereu cu el. Și după ce l-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, pe când ei erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. A flămânzit, adică a ținut post și dorea să mănânce. Pe când îi pregătea mâncarea, o stare de extaz a venit peste el. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată de cele patru colțuri, coborându-se și înălțându-se pe pământ. Am zis că încă e scrisul mic pentru mine. În ea se aflau toate animalele, cu patru picioare și reptilele pământului și păsările cerului, și un glas i-a zis: Petru, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a zis Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva întinat sau necurat. Și glasul i-a zis a doua oară: ce a curățit Dumnezeu, să nu numești întinat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul viziunii pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, care nu erau chiar în aceeași religie cu el, da? Întrebând de casa lui Simon, s-a oprit la poartă și strigând întrebau dacă Simon și Petru găzduiau acolo. Și pe când Petru se gândea la viziunea aceea, Duhul i-a zis: iată, trei bărbați te caută, scoală-te deci, coboară-te și du-te cu ei, fără să te îndoiești că eu i-am trimis. Petru s-a coborât și a zis oamenilor acelora: iată, eu sunt acela pe care îl căutați, care este pricina pentru care ați venit. Și au răspuns: sutașul Corneliu, drept și temător de Dumnezeu, a vorbit de bine de tot poporul iudeu, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger aflat, înger, da, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele de la tine, adică să mărturisești, adică unii dintre voi sunteți chemați să mărturisiți în fața altora niște experiențe speciale, da? Și să nu țineți cont de faptul că unii au o viziune, au altă viziune, încercați să prezentați lucrurile în așa fel încât să fie înțeles pe capacitățile fiecăruia de înțelegere. Și așa s-a dus Petru și le-a zis: știți că nu este îngăduit unui iudeu să se însoțească sau să vină la unul dintre străini, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om întinat sau necurat. De aceea am venit să fără împotrivire când m-ați chemat. Vă întreb cu ce gând ați trimis după mine? Și Corneliu a spus: acum patru zile postisem până la ceasul acesta și mă rugam și mi-a apărut viziunea. Da? În fine, și împărtășesc. Vă rog să mai citiți și voi, da? Împărtășesc experiența respectivă. Atunci Petru, deschizându-și gura, a zis: în adevăr, înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice popor, cine se teme de el și practică dreptatea, este primit de el. Iar foarte important, probabil că aveți de-a face cu oameni de diferite religii, da? Să nu judecați, să nu judecăm comportamentul unuia și altuia. În fine. Și le spune, mai sar un pic, de-aia zis, e mai lungă, vă rog frumos citiți și voi, o căsiți și pe internet, pe internet, dacă aveți telefon mobil, căutați Faptele Apostolilor, capitolul 10. Ideea este că el povestește: Iisus ne-a poruncit să predicăm poporului și să mărturisim că el
a fost rânduit de Dumnezeu judecător al celor vii și al celor morți. Și în timp ce Petru spunea cuvintele, foarte interesant mesajul, Duhul s-a coborât peste toți cei care ascultau cuvântul. Peste toți, da? Toți cei credincioși care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste ceilalți care nu erau circumciși, da? Când îl auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu, atunci Petru a răspuns: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și au început să fie botezați. Repet, căutați și voi, că este destul de lungă întâmplarea, și meditați, pentru că este un mesaj superb, intens și interesant, este că a apărut un înger. Și mulțumesc că are legătură. Are legătură. Haideți să vedem un alt mesaj, am zis că alături, la fiecare citat din Biblie, o carte care să suplimenteze cu detalii ce aveți voi de înțeles în această perioadă. Numărul 2. Cei care ați ales îngerași. Un alt mesaj de la tine, Sfinte Duh. Pentru cei care au ales numărul 2. Un alt mesaj. Mă simt atât de fericită când fac acest gen de etalări. Wow! Am văzut knowing without knowing. Este vorba de intuiție. Să știi fără să știi. Să știi chiar dacă nu ești în aceeași religie. E vorba de a fi bun. De a înțelege bunătatea, dragostea, chiar în afara dogmelor. Dar evident, la un moment dat, trebuie și acelea studiate. Nu dogmele, ci trecutul, legile, care sunt foarte importante, niște legi fizice, spirituale, după care trebuie să ne coordonăm viața. Mesaj pentru numărul 2. Hai. Mesaj pentru numărul 2. Sunteți la distanță de cineva? Eventual sunteți îndrăgostiți de cineva de o religie diferită de a voastră. Unii dintre voi va trebui totuși să mă aplec după celălalt mesaj. Care acesta cred că este, de fapt, mesajul principal. Ce frumos! Am zis că acesta, ce stare am! Sunteți foarte diferiți. Unii dintre voi sunteți într-o legătură la distanță și dacă nu e vorba de distanță fizică, este o distanță intelectuală, mai ce fiore, intelectuală, emoțională, diferențe de tradiții care trebuie să vă aducă împreună și până una alta v-a adus chimia și dragostea. Dar ce a apărut, am zis că, deci mi s-a făcut pielea de nu pot să zic. Bărbatul de pe pământ și femeia din cer, da? Diferență, cum este și în această povestire, da? Aceia erau din neam, erau iudei și ceilalți nu erau iudei. Erau italieni, da? Și trebuiau să se unească în același concept, în aceeași credință. Credință în același fel de a iubi. Că, de fapt, dragostea ne unește. Wow, ce stări! Deja... Foarte, foarte frumoase mesajele, dragii mei. Foarte frumoase mesajele. Cred că o să și plâng după etalare. Sper să nu fiu deranjată. Și repet, scuzați-mă dacă mă întrerup sau mă potignesc când citesc. Încă e destul de mic scrisul pentru, chiar și pentru ochelarii ăștia. Haideți să vedem. Aici stai. Numărul 3. Cei care ați ales această cruce. Cei care ați ales această cruce. Doamne, dă-ne un mesaj pentru cei care ați ales această cruce. Uai de mine. Stai că am și scăpat.
Erau apostolii prigăniți, dar unde l-am văzut? O să pun un pic pauză, că l-am scăpat, dar este sigur pentru voi. Da. Am fost așa emoționată. Mi s-a închis cartea. Tot caut acum apostolii prigoniți, să văd exact unde a fost. Știu pe ce parte era. Era pe partea dreaptă. Iar un mesaj foarte puternic și pentru voi. O să încerc să vă țin de vorbă. Sper să nu fie sunetul decalat. Da? Felurite îndemnuri. Nu. Nu știu de ce. Cum am făcut eu de am închis? Nu știu, m-am zăpăcit absolut. Unde era? Manis în Hristos. Vă rog frumos să aveți răbdare cu mine, da? Vă rog să aveți răbdare. Pentru că nu vreau să se decaleze foarte mult sunetul. Și că acum caut, mi se pare că iar ar fi o situație în care voi trebuie să vă regăsiți credința. Să vă regăsiți credința. Apostolii prigoniți. O să pun minutul la care încep să citesc, pentru că, da, este ciudat, da. Cu răbdare, nu știu unde este, flamele, veghea, mai pun o dată pauză. Uf, în sfârșit am găsit, m-am și dezamăgit așa un pic de neîndemânarea mea, dar a fost datorată, evident, emoțiilor. Sper că nu v-ați supărat pe mine și o să încep să vă citesc. Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu 17. 5 este schimbare, da? 5 este casa leului, că toți suntem în zodia leului. 17. Da. Deci, spune așa. Însă marele preot și toți cei care erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat. Plin de invidie. Au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în închisoarea comună. Dar un înger al Domnului a deschis ușile închisorii noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți poporului toate cuvintele vieții acesteia. Wow! Când au auzit ei aceasta, au intrat dis de dimineață în templu și învățau. Male preot și cei care erau cu el au venit, au adunat sinedriul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la închisoare să aducă pe apostoli, să-i judece, evident. Slujitorii, la venirea lor, nu i-au mai găsit în închisoare. S-au întors și au spus: am găsit închisoarea încuiată, cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am mai găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste cuvinte, preotul, capitanul templului și preoții, cei mai de seamă, au rămas înmărmuriți cu privire la ei, neștiind la ce ar putea aduce aceasta. Cineva a venit și a spus: iată, oamenii pe care i-ai pus în închisoare stau în templu și învață poporul. Atunci capitanul, deci trebuie să învățați din experiențele voastre, atunci capitanul, și s-ar putea să treceți prin niște situații la fel de dificile, în care oamenii invidioși să se opună acestei îndatoriri pe care o aveți, de a învăța, de a ghida pe ceilalți. Așa, atunci capitanul a plecat cu slujitorii și i-au adus, dar nu cu forța, că se temau să nu fie uciși cu pietre de popori.
Ei au adus și au pus înaintea Sinedriului și mare preot i-a întrebat zicând: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați numele acesta, adică lui Iisus? Și voi, iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați și aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii, răspunzând, au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe el Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori al acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor care ascultă de el. Când au auzit aceste cuvinte, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot poporul, s-a sculat în picioare în Sinedriu și a poruncit să-i scoată pe oameni afară pentru puțin timp. Și le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine la voi înșivă ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu demult s-a ridicat Teuda, care zicea că el este cineva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați, le-a fost omorât și toți cei care l-ascultaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ridicat Iuda Galileanul în zilele recensământului și a tras mult popor după el, a pierit și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă zic: depărtați-vă de oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă planul sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va distruge. Ce interesant! Dar dacă este de la Dumnezeu, nu-i veți putea nimici. Și să nu fiți găsiți luptând împotriva lui Dumnezeu. Și uite așa, au urmat sfatul lui, i-au lăsat, i-au bătut, în fine, nu i-au lăsat chiar așa ușor, i-au bătut, le-a poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus și le-a dat drumul, totuși. I-au plecat, deci, dinaintea Sinedriului, bucurându-se că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Dumnezeu. Este o onoare, nu? Sper că înțelegeți. Și în fiecare zi, în templul și în case, nu încetau să învețe pe oameni și să răspândească vestea bună că Iisus este Hristosul. Deci, dragii mei, cred că unii dintre voi veți experimenta situații speciale. Pentru cei care știți ce vremuri urmează, probabil că aceasta este o avertizare, o încurajare. Și o avertizare și o încurajare. Aveți un plan absolut măreț. Wow! Ce a apărut? Vai, ce frumos! Becoming, ca și la numărul 1, iar în fiori, deveniți acești apostoli ai adevărului, a lui Iisus, într-un fel sau altul, în felul vostru personal. Nu vă îndoiți de misiunea voastră, chiar dacă vi se vor pune multe piedici în cale și veți fi umiliți, jigniți. Și cine știe ce vi se mai face. Și devotați-vă, 3 cu 2, iar 5, 32, 5, iar este luna aceasta, este zodia, casa 5 a leului. Casa 5 reprezintă și religia, dacă nu știți, vă zic eu. 5 și 6, 2 și 4, 6. Și devotați-vă lucrurilor mici. Cu lucruri mici creșteți. Da? Și un stejar cândva a fost o sămânță. Chiar dacă voi încă nu vedeți acest apostol în voi, sunteți pe cale, măi, ce fior, sunteți pe cale să deveniți. Și apropo de ce am zis cu stejarul, posibil și aici este un înțeles. Și stejarului se mai taie din crăci, mai este zdruncinat de furtuni, mai încearcă unii și alții să scrijelească în el una sau alta, de el crește și rămâne martor, ca și forță, stabilitate și verticalitate în fața multor probleme.
Wow! La capătul setului de cărți. Towering Magnificence. Și gardianul familiei. Familiei voastre spirituale. Însă se construiește prin voi acest turn magnific al celor care susțin credința, îl susțin pe Hristos și îl mărturisesc. Doamne ajută! Doamne ajută, ar fi multe de spus, dar trebuie să vă descoperi și mesajul personal. Îmi pare rău că am întârziat, dar recitiți și puneți pauză la aceste imagini pe care vi le-am arătat și meditați și voi și scrieți, scrieți ce simțiți, ce mesaje personale, scrieți și mie ce mesaje personale ați primit, dacă ceva într-adevăr, care ar putea fi adăugat la această misiune colectivă. Am zis că este un tur care se construiește împreună cu voi și cei ca voi, care erau apostoli, da? Era un grup de oameni. Că suntem împreună și trebuie să ne susținem și... Ce mai vreau să zic? Da, să scrieți și să-mi scrieți și să ne susținem unii pe alții. Și nu vă îndoiți de capabilitățile, de talentele, de calitățile voastre, chiar dacă poate nu vă vine să credeți că ați primit acest mesaj. Doamne ajută! Acum, trecem la numărul 4, cei care ați ales crucea. Am picat ochelarii vechi. Haideți să vedem. O luăm de la început, tot așa, de la Matei. De la Matei încoace. Numărul 4. Sfinte Duh, ghidează-ne pașii. Wow! Samariteanca. O am și desenată după Muha. Am făcut o reproducere cândva, cu niște ani de zile după Muha. O să o pun pe internet, pe Facebook, să o vedeți. Samariteanca. Am pictat-o la 1,5 metri. Perdeam, este superbă povestea. Din Ioan, capitolul 4. Deci, când Domnul a cunoscut că farisei au auzit că Iisus face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, deși Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui, interesant, a părăsit Iudeea și s-a dus în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. A venit lângă o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov îl dăduse fiului lui Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov, fântână, iar sursă de adevăr de apă. Apă, ce înseamnă botez, înseamnă curățenie. Înseamnă emoții, înseamnă hrană. Wow! Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, deci, fiind obosit de călătorie, s-a așezat așa cum era lângă fântână. Era cam pe la ceasul al 6-lea. O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de mâncare. Femeia samariteancă i-a zis, deci, cum tu, fiind iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă, adică păgână, adică necurată? Căci iudeii n-au legături cu samaritenii. Iisus a răspuns și a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Domnule, i-a zis femeia, N-ai cu ce să scoți și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai apa cea vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna și a băut din ea el însuși și fiii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns și a zis, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar cui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ci apa pe care o voi da eu, se va face în el, în voi, un izvor
de apă, țâșnind în viață veșnică. Vă pup, superb mesaj, da? Domnule, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe soțul tău și vino aici. Și răspunzând, femeia a zis, n-am soț. Iisus i-a zis, bine, ai zis că n-ai soț, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu este soțul tău. Deci ai spus adevărul. Domnule, i-a zis, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia i-a zis lui, femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul că nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Ce oriunde! Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, acum a și venit. Când închinătorii adevărați vor adora pe Tatăl în duh și în adevăr, căci Tatăl, caută astfel de adoratori. Dumnezeu este duh și cine îl adoră pe El, trebuie să-L adore în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că vine Mesia care se numește Hristos, când va veni El, ne va spune toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. O să vă pun sub video capitolul unde găsiți și vă rog, recitiți, meditați și haideți să vedem ce mesaj ați mai primit. Ia uite! Iubind! Apropo, vorbeam de o samariteancă, iar am fior, o femeie, o figură feminină a apărut, iubind tot ceea ce este, 22 număr maestru. Da? Femeia aceea s-a întâlnit cu Maestrul Divin, cu Iisus Hristos. Și ce face femeia? Vai, ce fiora! Îmbrățișează lumina. Chiar dacă nu știa, s-a lăsat ghidată și a primit lumina. Pentru că și-a deschis brațele, și-a deschis sufletul, inima. Uitați cartea. Meditați asupra ei și voi și cei care ați avut aici mesaje. Shifting universes. Da? Universurile se schimbă. Dacă femeia, înainte de întâlnirea cu Iisus, credea în venirea lui Mesia, i s-a confirmat. Venirea lui s-a întâlnit. Chiar cu el a avut această onoare și i s-a schimbat întregul univers. Da? Îmbrățișați lumina și vi se schimbă întreaga viață. Wow! Cam aceasta este etalarea. Sper din tot sufletul să vă placă. Să-mi scuzați potignirile. V-am zis, ochelarii trebuie schimbați sau să caut o Biblie cu un scris mai mare. Și vă doresc vremuri speciale, oricum sunt speciale, dar în ce sens? Să fiți copleșiți de milostivenia lui Dumnezeu, de dragostea lui, de lumină, de adevăr și de puterea de a rezista în aceste vremuri. Sper că unii dintre voi știți despre ce vorbesc. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa! Vă pup și vă îmbrățișez. Numai bine! Pa, pa!